Salut, eu sunt Ionuț și astăzi facem un videoclip. Astăzi o să deschidem primul nostru megabox, yay! Băieți, acest megabox o să deschidem la sfârșitul episodului și jucăm pe acum meciuri cu băieți. Nu v-am zis că s-a adăugat Bibi. Nu îmi place, hai să jucăm la trai cu ea, dar nu îmi place. Ultimata nu mi se pare mișto, loviturile de astea, așa că nu avem net bun. Dați-vă și voi un pic, bă, adică dă 1300 damage. Și asta nu știu ce fel de ultimate, adică aruncă o bulă și lovește. Și dă și de la foarte mică distanță. Dă de la foarte mică distanță Bibi. Iar ultimata mea nu mi se pare deloc interesantă. Pentru că are bula, adică nu dă nici mult damage. Dă 1000 damage, băieți. Adică atâta 1000 dă. Adică nu dă foarte mult damage. Dacă dădea foarte mult damage, îl zicea că este carte bună. Așa, nu știu de câte zile n-am mai filmat, dar am încercat să fac această sumă de 4000 de trofee în acest episod. O să jucăm, adică putem să o facem power up pe Nita aici. Adică pot să o grabdez, dar n-am suficiente cărți, băieți, pe ea. Să jucăm un gem grab cu ea, cu Nita. Și dacă o să scădem trofee în acest episod, nu este nimica, pentru că rămâne megabox-ul. Și asta este cel mai important, că să deschidem primul nostru megabox. Și la 1,5, 2, să facem intrați pe canalul Mateo Manolache. Acolo vedeți un live, cred că de o oră jumătate, ceva de genul. El a făcut un live de... de 37 de minute. Așa, și de Brawl Stars, băieți. Pentru că lui place foarte mult Brawl Stars, pentru că vrea să ajungă și el cât mai repede la suma aceea de 4000 de trofee. Și băieți, îmi cer scuze că episodul trecut nu s-a auzit vocea mea, dar cred că o să-i dau kick la acel episod, adică să vedem, nu știu exact dacă s-ar putea să-i dau kick, pentru că nu mi-a plăcut cum a ieșit. Și da, băieți, aoleu, bine vă, băieți. A, băieți, poate câștigăm și noi meciul ăsta la aici. Poate câștigăm și noi. Băieți, cred că l-am urmărit pe... Nu, bravo, mă, el primul, mă. A ieșit perfect, băieți, primul. Băieți, cred că am câștigat și stat tokenul de la Gen Grab. Este foarte bine de jucat aici cu Nita. Da. Da, bun, băieți, bun, am câștigat și noi aici cu Nita. Așa. Am luat și start tokenul. Am deschis un brawl box mai devreme, nu mi-a picat nimic. Eu, băieți, eu nu o să mai jucăm aici, mâine la Big Bang, să jucăm numai la Robo Rumble, pentru că nu-mi place, îți dă puțin tokenuri, bă, la Robo Rumble sunt mai multe. De la duminic, sâmbătă sau duminică o să facem Amna, cred că cu Mateo, ceva de genul, sau o să facem azi două episoade,
Voi doi băieți, ce facem? Jucăm acum la duo. Tot cu Nita, vreau să facem la rang 14. Nu știu ce să mai zic, am muncit foarte mult la aceste 4000 de trofee și vreau să deschid cât mai rapid mega box-ul. Așa, vezi, nu ne băgăm la bătaie. Are 1000 și ceva, 1700 tot de trofee. O să vă las linkul de descriere de la canalul Romanul Acum. Și să vedem dacă putem să facem pe Nita de 14. Momentan sunt 5 echipe. Am văzut-o pe, l-am văzut pe Alex aici, pe Alex, care joacă rusa. Băieții, era 10 brawler pe mijloc, nu? Am făcut timp. Am făcut timp, toți aveau 0 power și eu am câștigat, băieți. Bun, cred că... Nu, n-am murit nicio echipă, băieți. Îmi cer scuze că dacă nu se aude, să-mi scrieți în comentarii dacă s-a întâmplat ceva cu difuzorul și nu se aude, că poate să-mi cumpăr o tabletă sau... Gata, vezi, ne-a omorât. Asta a fost cu meciul. Minus 6, băieți, vă dați seama voi. Îi invităm pe aici, pe Soul Daniel Lox. Așa, jucând cu el la duo showdown cu Daryl. Daryl. Așa, băieți. Are superstarul la Rila și Elipsa, l-a descărcat din 2018. Interesant, eu zic că e foarte interesant Brawl Stars, pentru că, adică, când pierzi băieți trofee, când pierzi trofee te enervezi și după aia când câștigi, bă, sunt bun tare, băieți, și mai degrabă să joci decât să... Adică am văzut și eu la un prieten de-a meu, are 3.000 de trofee, acum are 10.000 de trofee și am zis, bă, mi-a zis, bă, hai joacă și tu Brawl Stars, din 2018 mi-a zis, băieți, și am zis că, bă, nu-mi place. Și după aia când am început să mă joc și eu din 2019, am zis, bă, hai că-mi place și mi-a Brawl Stars-ul. Am câte luni am, băieți? 5 luni parcă, da, 5 luni, băieți. 6 luni și am făcut suma asta de 4.000 de trofee. Ne băgăm aici în autofish. În porumb, ce ăsta, nu știu exact. Cum bă, băieți? 5 echipe, nu? Aoleu. Acest episod o să-l facem de 10-11 minute. Ne băgăm aici într-o fiș. Și avem ultima țica. Băieți, am pierdut meciul. Ce zice, să deschidem mega box-oare? Hai să facem. Haideți, băieți, să facem 4.000 de trofee înapoi. Să jucăm la duo. Tot la duo. Să facem înapoi 4.000 de trofee și după aceea o să deschidem mega box-ul. Voi credeți că pică vreo ceva nou, că nu mi-am mai dat de ceva timp. M-am mai dat odată tara, dar nimic după aceea, băieți. Și așa cred că ne dă un brawler nou. Sau 7 cărți. Un prieten de-a meu, dar da, e 7 cărți, băieți. Deci fie trebuie, trebuie să ai un bulan, să-ți dea 7 cărți.
și a dat două cărți noi. Ce era? Bibi, Daryl. La 4.000 de trofee, băi. Deci n-avea Daryl la 4.000 de trofee. Voi vă dați seama că să n-ai Daryl la 4.000 de trofee. Eu zic că trebuie să ai un bulan mare să nu spice Daryl la 4.000 de, la 4.000 de trofee să nu spice Daryl. Adică, da. Băieți, haideți să ieșim de aici și facem showdown acum. Bun. Nu știu, băieți, să se mai bagă și Piper. Aceea. Să ne facem viețuca. Viața. După aceea, după acest meci o să deschidem Mega Box! Yay! Avem 13 pe power, băieți, nu trebuie să pierdem. Băieți, am pierdut meciul. Plus 4 trofee, am făcut înapoi suma de 4.000. Acum să deschidem Mega Box. Băieți, acolo lăsați un mare, mare like, vă abonați și eu deschid acest Mega Box. Primul meu Mega Box, băieți. Nimic, băieți, nimic, nimic. Ne dă rost sau 11, 18 card, 19 penny, broc, așa, 105 puncte pe pean bun, ceva bonus, one event sticker și 8 gemuri bun. Degeaba nu s-a meritat acest Mega Box deloc. Avem 22 de gemuri. Avem 13 etichete, 339 de gold. O să păstrăm goldul pentru Nita. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați un like, să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel. Pe curând, pa, pa!